Este iarnă în toată regula, iar angajații care își desfășoară activitatea în aer liber trebuie să aibă, potrivit legii, parte de condiții adaptate tipului de muncă prestată. ITM desfășoară ample controale pentru a verifica dacă angajatorii respectă normele. Un obiectiv principal al Inspectoratului Teritorial de Muncă este, în primul rând, creșterea gradului de conștientizare a angajatorilor și a lucrătorilor în ceea ce privește necesarea respectării prevederilor Ordonanței 99/2000, privind măsuri ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protecția persoanelor încadrate în muncă. Având în vedere temperaturile scăzute înregistrate în județ, pentru a evita punerea în pericol a securității și sănătății lucrătorilor, Inspectoratul Teritorial de Muncă vine cu câteva precizări ferme pentru angajatori. Se va urmări modul în care angajatorii respectă prevederile legale și anume ameliorarea condițiilor de muncă, distribuirea de ceai fierbinte în cantitate de 0,5 până la 1 litru pe persoană, acordarea de pauze pentru refacerea capacității de termoreglare a organismului, scop în care se va asigura spații fixe sau mobile bine încălzite. Reducerea zilei de lucru când temperaturile scad drastic, echipamentul de protecție și timpul de muncă și timpul de odihnă. În cazul în care angajatorii nu își îndeplinesc sarcinile, pot fi sancționați de inspectorii de muncă. Verificările vizează în special domeniile considerate sensibile în perioadele cu temperaturi extreme scăzute, prestări servicii, servicii de pază, construcții, curățenie, spălătorii auto, manipulare mărfuri, transporturi și întreținere drumuri.